Frați și surori, încercăm să ne așezăm pentru a putea începe următoarea parte a programului nostru, ultima din această zi. Psalmistul spune în Psalmul 111, lăudați pe Domnul, voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. Iată-ne la sfârșitul unei zile, cred eu, binecuvântate de Domnul. Haideți să încercăm să facem liniște, să ne încordăm încă o dată atenția ca să mai putem rezista aproximativ o oră. Vom începe această parte a adunării noastre cu cântarea 37 din cărțile internaționale, iar după cântare fratele Vova Bodarev ne va conduce în rugăciune. Frate Rudi, puteți să începeți cântarea. We have to start. Okay. Și-n întuneric aștepta lumina ta. Portam lanțul rătăcirei prin noaptea tunecată. Acum în plină lumină, pace și fericire, scotice păcat și teamă, de soce mântuire. Numele tău va răsuna pe pământ în tot locul și s-apropie de tine, de pe pământ tot omul. Va sosi viața de veci și ei iarăși vor vedea fața ta zâmbind către ei din înălțimi castele. Hristos cu turma sa mică alungă tunericul și lumea își va cunoaște pe măritul ei rece. Ziua mare profețită aduce liniște, dacă împăratul păcii domnia va începe. Ne vom ridica în picioare și fratele Vova Bodarev ne va conduce în rugăciune.
Tată bun din ceruri, noi copilașii Tăi, îngenunchem din nou înaintea tronului Tău, plin de milă și de har, pentru a-Ți mulțumi de grija Ta părintească, Îți mulțumim că L-ai dat pe unicul Tău Fiu, ca preț de răscumpărare pentru noi și întreg neamul omenesc. Îți mulțumim și pentru această ocazie de a fi împreună cu frații la această convenție, iar acum cerem binecuvântarea Ta asupra fratelui care ne va servi, cerem binecuvântarea Ta asupra întregii adunări, asupra fraților care își vor spune experiențele, te rugăm să deschizi inima lor, să se poată mărturisi în fața fraților și noi, la rândul nostru, să putem să învățăm lecțiile valoroase pe care le-au învățat și ei, pe baza altora, și să fie o creștere spirituală pentru noi. Îți mulțumim pentru făgăduințele Tale nespus de mari și scumpe. Te rugăm să ne dai tot mai mult din Spiritul Sfânt, din Spiritul Minții Sănătoase. Iartă-ne dacă am cerut ceva nepotrivit voii Tale. Toate le-am cerut prin numele Lui Iisus. Amin. Amin. Mulțumim, frate Vova, pentru serviciul tău. În continuare, așa cum spuneam, mai avem răbdare, mai suntem dispuși să ascultăm experiența fraților, surorilor, care, sigur, tot pentru noi își vor spune aceste experiențe, pentru învățătura noastră, pentru ca noi să putem să ne întărim, să putem să creștem. În continuare, așadar, îl invităm pe fratele Ucaș Coneschi să vină să prezinte adunarea care a pregătit-o pentru noi în această seară. Frate Ucaș. Drogo umiłowani bracia i siostry, przyjaciele kosztownej prawdy Bożej, jak i droga młodzieży. Dragi frați și surori, dragi tineri și dragi simpatici, înainte de a trece la serviciul nostru, vreau să transmit saluturile fraților din adunarea din Łódź. În curând o să avem privilegiu de a asculta câțiva frați din diferite țări, din diferite părți ale lumii, care se află în diferite etape ale vieților lor și care în viața de zi cu zi, viața lor de zi cu zi poate să difere de cea de-a noastră. Îi vom ruga să împărtășească cu noi câteva din observațiile lor și din ceea ce fac ei în slujba lui Hristos. Alaltăieri, fratele Marcin, când a deschis convenția, a citat din 1 Corinteni 12, unde am citit că este un singur corp al lui Hristos, dar sunt mai multe modulare. Și așa cum este cu corpul nostru, că fiecare modular are o altă funcție și alte nevoi, însă niciun modular nu este independent, nu este singur față de celelalte. Toate modularele sunt necesare în corp. De aceea, când un modular suferă, și celelalte suferă. Iar când unul este binecuvântat și când se bucură sau este mângâiat, și celelalte modulare simt exact la fel. De aceea, versetul nostru de astăzi va fi un alt fragment care vorbește despre corpul lui Hristos din Efeseni. Efeseni 4, 15 și 16. Ale abyśmy, mówiąc prawdę w miłości, wzrastali pod każdym względem w tego, który jest głową. Și credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
Vreau să accentuez ceea ce spune aici, că suntem bine închegați. Îl invit mai întâi pe fratele Andrei Waibida. El va fi primul cu care voi discuta. Am spus deja cum te numești, însă te rog foarte mult să ni te prezinți. Sunt din Ucraina, în primul și în primul rând. Din orașul care este cel mai mare în vestul Ucrainei, se numește Lviv. Când în trecut am locuit aproape de Lviv, acum Lviv s-a mărit și aproape că locuim în Lviv. Suntem în jur de 300 de persoane în adunare, însă în Ucraina... A, nu, 40 de persoane în adunarea lor, însă cam 100 și ceva de persoane sunt în toată Ucraina. Eu cred că pe fratele acesta îl cunosc majoritatea dintre voi și nu este niciun secret ce se întâmplă acum în Ucraina. Știm că Ucraina este în război. Și sunt aproape de inimile noastre frații din Ucraina și știm că ei suferă. Aș vrea ca fratele Andrei să ne prezintă cum s-a schimbat situația fraților din Ucraina. Cum a fost la început și cum arată situația fraților din Ucraina acum după peste 2 ani de război. La început a fost cumplit. Rusia a plănuit să cucerească Ucraina în decurs de 3 zile. Și în decurs de 3 zile a fost ocupată o mare parte din Ucraina, chiar și o parte din Kiev era deja înconjurat și o mare parte din Ucraina era atunci ocupată de către armata rusă. Și situația a fost într-atât de serioasă și n-am știut atunci cât timp o să treacă până o să... cât timp o să îi trebuie armatei ruse ca să înceapă atacul. Mulți dintre frații au reușit să fugă în casă, ne-am încuiat toate ferestrele. În caz de explozie să nu ne pierdem geamurile. Am avut toate documentele puse la un loc, ne-am pregătit în cazul în care ar fi trebuit să plecăm în grabă să părăsim casele noastre. Frații din diferite țări, din Polonia, din România, din Italia, și din alte țări ne-au sunat și ne-au propus să mergem din Ucraina și să mergem la ei în țările lor. Unii au apucat să iasă din Ucraina, adică dacă cineva avea mai mulți copii, peste 3 copii în sus, a putut să meargă, să părăsească Ucraina. Și în decurs de puțin timp, în jur de 10 milioane de persoane au părăsit Ucraina, într-un timp foarte, foarte scurt. Lviv, trenurile din Lviv mergeau non-stop și în partea de est a Ucrainei a fost bombardată, așa că cei din est veneau înspre Lviv ca să locuiască acolo. Frații noștri mergeau la gară și îi ajutau pe oameni, le împărțeau mâncare. Oamenii aceștia nu aveau ce să mănânce, ce să bea. Situația era foarte grea atunci. Însă, încetul cu încetul, s-a mai liniștit puțin apele. Atacurile nu mai erau așa de dese și de
intensive, pentru că armata rusă nu avea rezerve atunci, la momentul respectiv. Nu aveau benzină. Apoi, în partea de sud și partea de est a fost ocupată și abia atunci a început practic războiul propriu-zis. Sensul că eram bombardați zilnic de câteva ori pe zi și așa este până în prezent. Deși când veniți la noi în Ucraina, puteți avea impresia că nu s-a schimbat nimic, că nu e război acolo. Însă trebuie să știți că sunt atacate obiectele mari și obiectele importante. Da, n-am avut centralele electrice sunt bombardate, de exemplu, n-am avut electricitate și era greu pentru noi, pentru că chiar și acele rachete sau dronurile care din Iran, care au 2 metri lungime și au 30 de kilograme, când explodau, sunau cumplit, sunau sunau cumplit și rachetele astea zboară foarte nu sus de tot, ci aproape de pământ și fac distrugeri mari. Nu departe de casa noastră, la 400 de metri, a căzut o astfel de rachetă și a distrus partea de sus a universității. Nu de mult, nu departe de noi, a fost o dronă, a căzut pe un bloc aproape de noi. Deci și în Lviv s-au făcut distrugeri destul de multe. Frații aud astfel de explozii în diferite orașe din Ucraina. Eu deja știu să recunosc cum sună o dronă, cum sună o rachetă, cum sună... M-am dus la spital ca să-și facă ceva analize și între timp căzuse o dronă acolo. Geamurile erau sparte, oamenii erau speriați. Asta se întâmplă practic zilnic. Dar cât despre frați, pentru că pe voi asta vă interesează. Situația este destul de gravă, pentru că între bărbații între 18 până la 60 de ani sunt în pericol să fie luați. Practic, în război îi iau pe cei care au peste 25 de de la 25 de ani în sus. Și era o perioadă în care unii frați se ascundeau în casă ca să nu fie prinși și să nu fie trimiși pe front. A venit un frate, de exemplu, să lucreze în Lviv și l-a prins în timp ce mergea spre serviciu și a vrut să-l trimită în război. Dar au zis, lăsați-mă că eu sunt credincios, dați-mi voie să sun pe cineva. O sunat-o pe soția lui, nu a răspuns. O sunat-o pe mama lui și nu a răspuns. M-a sunat pe mine și în final mi-a zis, spuneți mamei mele că m-au prins și că mă trimit pe front. O zis că era așa de speriat. Încercăm că nu putea să vorbească clar. Pentru... Și-au dat seama că dacă e credincios o să fie mai multe probleme cu el decât un folos din el. Și l-au lăsat în pace. Pe fiul unui frate l-au chemat de asemenea, s-a dus la comisie, i-au dat o uniformă. Și i-au zis că el lucrează într-o farmacie. Zice, nu-ți face griji, te duci pe front și acolo o să ai grijă numai de cei care... o să le dai numai medicamente, semnează numai aici că o să accepți să pui mâna pe arme. Și era foarte îngrijorat. Ce să facă? Ce să-i spun să facă? Să semneze sau să nu semneze?
Și știți, în astfel de momente nu știi ce ai de spus, pentru că de asta depinde viața unui om. Trebuie să totuși totul depinde de Dumnezeu, nu de noi. Și ce i-am răspuns atunci? I-am zis să facă așa cum îi dictează conștiința. Așa i-am răspuns. Și s-au dus la cei de acolo din comisariat și i-a zis, nu-mi dă voie conștiința să semnez. Zice, bine. L-a pus în mașină și l-a dus nu se știe unde, l-a adus în Lviv, i-a deschis ușa de la mașină și i-a zis, du-te. Și în felul ăsta s-a întors acasă. Dacă ar fi semnat, poate că l-ar fi trimis. Deci, v-am dat numai câteva exemple ca să știți, să vă puteți imagina cam cum arată situația. Unii frați se ascund, mai ales acum că a ieșit o lege, că toți bărbații trebuie să meargă la comisie. Dacă nu vrei, trebuie să te ascunzi. Dar atunci, dacă te prind, în primul rând trebuie să plătești amendă în jur de 400 sau 500 de dolari amendă că te-ai ascuns și e posibil că, în cazul acesta, să te trimită direct pe front. Iar o altă posibilitate e să te înregistrezi acolo. Și majoritatea fraților s-au dus să se înregistreze, pentru că așa e legea. Deci trebuie să se... În felul ăsta, dacă se înregistrează, ei pot să umble pe stradă în mod normal. Însă, întotdeauna există riscul să fie chemați la comisariat. La începutul războiului era o lege că puteau să nu meargă în front reprezentații baptiștilor, martorilor și așa mai departe. Noi suntem înregistrați ca și studenții Bibliei. Suntem o grupă mică, nu suntem o grupare mare, așa cum sunt martorii sau penticostalii sau alții. De-aia pentru noi a fost greu, pentru că noi nu putem oarecum să profităm de această lege, pentru că ar trebui să ne alăturăm unor mișcări evanghelice de acolo, să ne alăturăm de baptiști și de alții. Însă așa de multe persoane au început să spună, să declare că merg pe la baptiști și pe la alții, încât au început să nu îi mai creadă. De-aia trebuie acum să areți dovada că ești într-adevăr, faci parte din acele grupări religioase. Și te întreabă, de exemplu, care-i crezul tău? Despre ce crezi vorba? Noi ce putem răspunde la întrebarea asta? Că cred în Biblie sau ce? E greu să răspunzi la o astfel de întrebare. Deci sunt niște întrebări grele, fiindcă, de exemplu, ortodoxii au crezul lor. Noi ce crezi avem? Știți, e o poezie aia, cred într-unul Dumnezeu și așa mai departe. Însă noi nu avem o astfel de formulă. Și ei folosesc argumente de genul acesta. Tinerii noștri luptă acolo pe front și voi rămâneți aici. Voi ziceți că sunteți credincioși și ce? Nu puneți mâna pe arme? Deci e greu. Zilnic cred că 1500 de oameni mor, oamenii pe front, 1500 zilnic. Ucraina a pierdut deja în jur de 300.000 de persoane, iar Rusia a pierdut deja peste 600.000 de persoane. Institutul de război a spus acest lucru. 9.000 de tancuri a pierdut Rusia, peste 16.000 de alte echipamente din astea grele de război. I wiele, wiele różnych rzeczy. Ale Rosja ma... Rosja... Około 700 tysięcy żołnierzy rosyjskich. 700.
Zice că în prezent în jur de 700.000 de soldați ruși pe teritoriul Ucrainei și și-au transformat economia într-o economie de război. Dacă ei sunt ei vor să ocupe complet Ucraina. Nu își pun, nu își imaginează să piardă războiul acesta, rușii. Oamenii sub presiune. Un alt frate, de exemplu, are doi fii în război. Unul dintre ei a fost rănit foarte grav, altul iarăși a fost rănit și am crezut că o să-i dea pace, fiindcă e invalid de război, dar l-au luat a doua oară în război. De asemenea, fiul unei surori de-a noastră din Ruvno a murit deja pe front. Ginerele unui alt frate este pe front, pe linia zero, cum o numim noi, care e numai la câțiva metri de front. Am fost întrebat cum putem să-i ajutăm, trebuie să ne rugăm pentru ei, să discutăm uneori cu familiile lor ca să îi mângâiem, să-i sunăm, să îi întrebăm cum sunt. De multe ori la adunările noastre de experiență sunt multe lacrimi, pentru că e greu. E greu când fiul tău sau ginerele tău este pe front. Zilnic sunt mormântări în Lviv, de exemplu, zilnic 2-3 soldați sunt înmormântați. În fiecare orășel și în fiecare sătuleț se știe ce mormânt conține un soldat, pentru că este un obicei ca pe soldați la mormântul soldaților să fie steagul Ucrainei. Este o tragedie națională. Războiul ăsta e foarte sângeros. Am auzit că rușii au luat prizonieri de război pe unii la care le-au tăiat, i-au decapitat, le-au tăiat picioarele, deci îi torturează. Deci este un război crud, nemilos. Și sunt pierderi pe ambele părți. Deci de ce avem noi nevoie, dragi frați? Bineînțeles că suntem ajutați de frații din exterior. Nu numai că ni s-a propus să părăsim Ucraina, dar frații din exterior ne-au ajutat în multe alte moduri. Frații din Australia, din Europa de Vest, din Polonia, frații din Polonia ne dau articole alimentare, igienice, întotdeauna frații își amintesc de noi și noi primim acest ajutor. Însă cel mai mult avem nevoie de rugăciunile voastre și mai ales persoanele care au o situație grea în familie, ca să aibă suficient curaj, să aibă suficientă înțelepciune, ca să știe cum să răspundă la întrebările alea grele. Pentru că v-am zis, vă pun întrebări, de exemplu, ce faceți voi la voi la adunare? Cu ce vă ocupați voi acolo? Cu ce munciți voi acolo? Ce faceți voi? Voi propovăduiți învățăturile alea voastre? E interesant că lumea ne întreabă acum în ce credem noi și cât suntem noi de consacrați. Deci, amintiți-vă de cei care au membrii din familiile lor pe front. Pericolul acesta este neîncetat. Drona, când zboară foarte numai la câțiva metri de pământ.
În orice moment poate să cadă pe casa ta. Acele care merg mai departe, care vin dinspre Belarus, rachete care merg în schimb, care zboară foarte sus, foarte... Ce aș mai putea spune? Dacă mai sunt și alte întrebări. Da, mi-ai răspuns foarte pe larg. Deci, frații, nu iubesc numai cu limba, ci și cu fapta. Deși, așa cum ai zis, e bine să iubim și cu limba, în sensul ca să ne rugăm unii pe alții, să ne sunăm unii pe alții. Încă o întrebare individuală aș vrea să-ți spun. Dacă în urma acestui război, acestei situații care durează deja destul de mult, dacă vezi paradoxal vreo schimbare înspre bine, ceva ce această situație tragică îți dă ceva bun, uitându-mă la pericolele care există, ajungi la concluzia care poate undeva o aveam în cap și în trecut, dar acum și mai mult mă gândesc că dacă Domnul nu o să ne păzească, nimeni nu o să ne păzească. Că poți să faci ce vrei cu casa ta ca să o păzești de drone sau de rachete, nu poți face nimic. Frații din Moldova, când au fost la noi, tocmai era o sirenă care a început să sune și ne-a întrebat ce facem, ce facem acum. Și le-am zis, stăm liniștiți. Să intrăm. Deci noi suntem tot timpul sub presiune, cum ar veni. Însă lucrul ăsta ne-a întărit credința. Dacă trăiești într-o lume în care totul este ok, totul este bine, nu ai oarecum motivul să ai atâta credință. Însă dacă în orice moment ți se poate întâmpla ceva, ești conștient că fără ajutorul Domnului nu ești nimic. Însă, pe de altă parte, noi știm că nu se întâmplă nimica fără voia lui Dumnezeu, însă sirenele când sună, e imposibil să nu te sperii. Noaptea când sună vreo sirenă, ne închidem ușile ermetic ca să nu le auzim, așa de cumplit sună. Și așteptăm zi și noapte ce se va întâmpla. În orașele mari trebuie de multe ori oamenii să coboare în pivniță. Dar ne putem obișnui cu toate aceste lucruri, însă într-adevăr e greu. Și noi întotdeauna ne gândim să vedem, Doamne, Tu care-i voința Ta? Și văd că deja durează mai mult de 2 ani. Pentru noi e puțin mai ușor, pentru noi cei din vestul Ucraina. Cea mai grea situație e în orașele mari, în jurul obiectelor de importanță majoră, în jurul centralelor electrice și așa mai departe. Mulți frați au simțit stresul ăsta când exploda ceva în jurul caselor lor. Rugați-vă ca frații să se întărească în credință și să își păstreze pacea în inimă. Și am mai învățat un lucru, să compătimim unii cu alții. Așa cum a spus fratele Gheorghe Bivol, relațiile noastre s-au întărit și ne uităm puțin cu alți ochi la viața noastră. Nu mai plănuim jumătate de an înainte sau cu un an înainte, ci trăim de pe o zi pe altă. Eventual, planul nostru nu depășește o săptămână, de exemplu. Am vorbit o dată cu fratele Stașek și m-a întrebat, veniți la convenție, la convenția internațională. I-am zis, frate Stașek, noi nu știm ce o să fie mâine și tu mă întrebi de convenția care o să aibă loc peste un jumătate de an. Însă mulțumim Domnului că am putut veni aici. Mulțumim, suntem foarte recunoscători. Deci,
încrederea în Dumnezeu, în conducerea Lui, încercăm să ne imaginăm numai ceea ce trăiți voi acolo. O să ne amintim de acești frați în rugăciunile noastre și dorim să îi sprijinim să sprijinim celelalte mădulare din corp. Și îl invit acum pe fratele Pavel Ceban. Tak się do ciebie bardziej odwrócę, żebyśmy tak. Pokój, ja już powiedziałem, jak się nazywasz, ale jakbyś mógł powiedzieć o sobie, skąd jesteś, gdzie mieszkasz, do którego zboru uczęszczasz. Pokój braterstwu. Jak pozwolisz, zanim zaczniemy, chciałbym. Spune-ne, prezintă-ne. Aș vrea mai întâi să transmit saluturile părinților mei, frații de la părinții Ceban și Parnac, de la părinții noștri. Și avem în Italia două mătuși, surori ale mamei mele, și ele m-au rugat să vă transmit saluturile lor. Mă numesc Pavel Ceban și provin din Moldova. Ciudat că vorbesc în poloneză, însă așa am stabilit împreună cu Ucaș că o să fie mai ușor și pentru traducători. De mai mult timp, de 12 ani mai exact, de când ne-am dus peste graniță, înainte însă eram membrii adunării din Tarnów. Locuim acum în Irlanda de Nord, nu avem acolo oficial o adunare anume, dar asta nu înseamnă că nu ne întâlnim. Suntem acolo două familii. Am fost mai întâi, la început am fost mai mulți, unele persoane s-au întors în Polonia, dar acum suntem patru adulți și cinci copii. Și o dată pe săptămână ne întâlnim și studiem Biblia. Deci ai zis că unele persoane au hotărât să se întoarcă în Polonia. Despre tine e vorba acum sau despre alții? Sincer să fiu, chiar și aici la convenție. Acum, în timpul acestui concediu pe care îl petrec aici în Polonia, multe persoane m-au întrebat când mă întorc în Polonia, când am să mă întorc. Și simt că frații din Polonia, că le e dor de noi. Înainte chiar să venim în Polonia, discutam cu soția și ne gândim, plănuim să ne întoarcem în Polonia. Ce v-a ajutat sau v-a ajutat ca să luați decizia de a veni și de a nu rămâne acolo? Sunt mai mulți factori. Printre altele, ne uităm la copiii noștri. Copiii noștri care cresc. Și vrem să investim în viitor. Iar viitorul nostru sunt copiii noștri și dorim ca acești copii ai noștri să crească printre frați, în frățietate, să se întâlnească cu cei de vârsta lor, să meargă la taberele biblice, să meargă să participe la adunări. Ăsta e un factor. Plecând sau părăsind Polonia, am avut atunci o altă situație.
Dar uitându-mă din perspectiva timpului, această situație s-a schimbat. Când am plecat, deci plecând, n-am plănuit că o să ne întâlnim, că o să revenim peste o anumită perioadă de timp. Nu. Dumnezeu a început să ne binecuvinteze, am început să economisim ceva mijloace și ne-am întrebat ce facem mai departe. Bine ar fi să ne construim o casă. Și am început să ne construim într-adevăr o casă în Polonia, da. M-au sunat din bancă să mă întrebe dacă nu vreau credit pentru un apartament acolo în Irlanda. Am zis că nu, mulțumesc, eu vreau să îmi construiesc o casă în Polonia. Și casa este aproape terminată și acum bine ar fi să nu rămână goală, ci să ne mutăm și să ne mutăm acolo în casă. Deci ăsta e un alt factor care ne ajută să ne gândim să ne întoarcem, să ne gândim la întoarcere. Și acum nu vreau să zic că numai fraților le e dor de noi, ci și nouă ne e dor de frații de aici, din Polonia. Și cred că lucrul ăsta e cel mai important. Cred că trebuie să avem în viață niște priorități. Mai ales dacă vrem să primim o răsplată și dorim să facem parte din turma mică. Discutând cu diferite persoane, mi-au zis, dar tu îți dai seama de faptul că în Polonia nu o să fie așa ușor și simplu? Da, sunt conștient de lucrul ăsta. Că la început nu o să fie simplu. Însă trebuie să ne gândim bine din ce unghi ne uităm la toată situația asta. Din moment ce aici trăiesc peste 40 de milioane de locuitori în Polonia și care se descurcă, de ce bani nu s-ar putea descurca? Ba mai mult, trebuie să ne uităm ce vrea Dumnezeu de la noi. Nu este numai decizia noastră. Începe o etapă nouă. O etapă nouă prin care Dumnezeu vrea să ne transmită ceva. Deci crezi că tu aici o să ai mai multe posibilități de a fi întărit decât acolo. De exemplu, astăzi toată ziua ai tradus și ai folosit pe frați, te poți dezvolta, poți face ceva pentru alții. Da, sunt pregătit și mă bucur că pot ajuta cu ceva. Și sper că frații sunt binecuvintați de ceea ce facem noi, ce fac eu. Pentru că lucrul ăsta mă ajută și pe mine să mă dezvolt. Și încă o întrebare personală. Cum au reacționat părinții tăi sau cei mai apropiați din familie când au aflat că vreți să vă întoarceți în Polonia? Dacă e vorba de părinți, ei nu abia așteaptă să ne întoarcem, se bucură, pentru că ei sunt bunici și vor să se bucure de nepoței. Copiii încă sunt la vârsta când vor să vină, de exemplu, în vacanță la bunicii din Polonia. Și cu cât vom sta mai mult acolo în Irlanda, cu atât va fi mai greu să ne întoarcem, mai ales pentru copii.
Așa că eu cred că eu cred că e o decizie bună. Myślę, że to Pan Bóg nam pobłogosławi. Și cred că Dumnezeu o să ne binecuvinteze. Va fi o etapă nouă și va fi o lecție suplimentară pentru noi. Deci aș putea spune că te-ai condus de gândirea de o minte sănătoasă. Însă, spun lucrul ăsta pentru că uneori nu avem alternativă. Însă voi ați avut alternativă, dar v-ați condus, așa cum am spus, de o gândire sănătoasă. Din punct de vedere material, nu avem ce să ne plângem. Avem ce să mâncăm, ce să bem, cu ce să ne îmbrăcăm. Nu ne lipsește nimic. Însă Biblia spune să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și asta și vrem. Mulțumesc. Teraz zaproszę siostrę Nataszę Niagu i o invit acum pe sora. Pe sora Natasza Niag. Proszę tłumaczyć, żeby zmienili swoje miejsca. Încerc română cum pot. Pacie. La fel, cum vă numiți, de unde sunteți? Mă numesc Neagu Natalia, sunt din Moldova, fac parte din adunarea din Ruseni. Ieri frate Andrei a menționat surorile din Siberia. Mai a dat salutare la o sora. Și am știut că frații din Moldova au vizitat suror la Siberia, în Rusia. Da. Și vreau să mai întreb, cum este călătoria așa, cât durează, pentru cât lung? Da, mulțumesc. În primul rând doresc ca să vă transmit iubirea surorilor din Siberia, de la sora Iulia Șileaeva din Tulun și de la sora Tamara Usacenco, care locuiește la 10 ore de mers cu trenul de la Moscova. În ceea ce privește întrebarea fraților, este o întrebare frumoasă și cu părere de rău că nu putem deja călători la surori, dar primele călătorii pe care le-am făcut, îi mulțumită Tatălui Ceresc și fraților, care a ajuns o scrisoare în America la frați, la zorile, că dorește, este sora, care dorește să afle adevărul, să studieze cele 6 volume. Asta a fost sora Tamara Usacenco. Frații noștri din America au fost foarte harnici, activi. Scrisoarea a ajuns la fratele Jerry, scrisoarea a ajuns la fratele Ken Ralston, în adunările lor, la sora Cheryl Hagensick și a ajuns știrea la noi cine poate merge la surori acolo, cine poate să meargă ca prima dată, pentru că nu știam unde e locul ăsta, unde e Siberia, se află, cât de departe de călătorit. Am fost în legătură numai de scrisoare și am întrebat dacă poate să vă vizităm și asta a fost anul 1998. Prima dată când am mers 3 persoane, era soacra mea, sora Maria Neagu, eram eu și era un frate, fratele Costică Gronic. În luna martie, în anul 1998, s-a făcut prima călătorie cu ajutorul fraților sponsorizați din America. Și această călătorie a durat 24 de ore de mers cu trenul până la Moscova și 72 de ore de mers cu trenul până pe loc la surori. Dacă pentru prima dată au fost 90 de ore și ceva, fiindcă n-am avut trenuri directe. Ne-am întâlnit cu o dragoste și cu
simțământ de frați și de surori, chiar dacă nu i-am cunoscut. Și de atunci s-au început niște legături frățești. Călătoriile noastre au durat în fiecare an. Vara călătoreau frații din America la surori, toamna călătoreau frații din Ucraina, primăvara călătoreau frații din Ucraina, în special la amintirea morții Domnului, fiindcă surorile nu aveau acolo frate. Prima dată când am găsit surori acolo, au fost 18 surori, 18 persoane, din care acum au rămas 3 surori numai în Tulum, care 2 sunt la pat, nu mai pot deplasa, și numai sora Iulia, care este mai tânără, din anul 1972. Sora Tamara este mai departe, cu dânsa contact nu avem deloc, fiindcă legăturile cu Rusia nu ne permit. Noi suntem blocați, Moldova e blocată ca cu Rusia să aibă legătura de contact prin telefon. Ceea ce am vrut să mai menționez, că adevărul la surori a fost puțin încurcat cu Epifania și mulțumit Tatălui Ceresc și fraților care s-au străduit ca să arăte adevărul, a venit un seceriș între ele, a venit o separare, fiindcă adevărul nu mai separă. Și dintre acestea, 18 surori s-a separat și au rămas chiar egal, au fost uimit. 9 persoane au rămas cu Epifania, 9 persoane, surorile de-a noastre, care au rămas credincioase, consacrate până la ultima suflare de viață. Aceste călătorii fraților au durat mulți ani, până în anul 2019. Frații noștri din Ucraina, în 2014, când a început acest război în vestul țării, acolo la Donbas, frații din Ucraina nu au mai putut călători din cauza că între dânși era vrăjmășie deja între popoare. Și-au rămas mai mult ca frații din Moldova să meargă la surori și aceste călătorii, deja din anul 2015-16 am zburat cu avionul, care ne-a fost deja mai ușor și mai rapid. Nu a trebuit atâta timp ca să călătorim cu trenul și să pierdem 5-6 zile numai în călătorie și înapoi iar 5-6 zile. Și acolo pe loc eram la surori tot o săptămână ca să le putem întări în credință, să le putem da sfaturi, să le putem sămțească dragostea fraților de pretutindeni, sămțească că ele nu sunt singure, sămțească că... Da, așa. Da, da, e foarte mare efort și am gândit dacă călătoriți așa de lung, poți să faci prieteni de oameni lângă voi și aveți ocazia de oportunitatea de propovăduire, adevărul. Da, am avut ocazia, fiindcă călătoriile pe care le-au făcut frații din Moldova, niciodată nu au fost o persoană numai, ci am fost 4 persoane, 3 persoane, cel puțin 2 persoane, în care putem să fim în comportament împreună, unii putem discuta, unii putem cânta, unii putem ne ruga. Asta a fost pentru noi ca frați împreună, că mergeam 3-4 persoane. Dar mărturia, adevărul am putut ca să propovăduim în tren. În special am avut experiență foarte multe cu cumnatul meu, fratele Vasea Neagu, care deja nu mai este printre noi, ci este la Domnul. În 2020 a decedat din cauza COVID-ului. Călătoream cu el, am învățat foarte mult de la el cum o punea mărturia oamenilor în tren. Am avut ocazia ca să dăm volumul 1 în limba rusă, am avut ocazie ca să le dăm broșuri. Oamenii de pe tren care călătoreau erau ascultători, dar se da Domnul să fie așa, nu prea cu... Dar am avut și împotrivire și vă spun care, tot așa în gară,
A fost așa o experiență în gară, așteptând alt tren ca să mergem mai departe? Mai rar. Mai rar. Dacă puteți. Ne pare rău. Vorbind în gara, așa stând la o masă ca să bem un ceai, era tot o persoană lângă noi și am început a discuta despre adevăr și fratele Vasea Neagu s-a ajuns tema despre evrei. Cum evreii au să întoarcă în țara lor, chiar și din Rusia. Așa de tare o ațățat persoana aceea, că a început a străga în gară și voi sunteți niște anarhiști, voi sunteți niște oameni de așa, și noi așa am făcut, cum, nu știu cum s-a primit lucrul ăsta, dar cum a făcut Domnul Iisus, ne-am strecurat printre oameni și ne-am dus în alt loc. Dar posibil că puteți fi ceva. Alta, vreau să vă spun pericolul pe care vă dați seama, dacă din anul 98 copiii mi erau încă mici, fratele Grișa rămânea cu ei acasă, eu plecam pe o lună de zile, nu știu dacă mă voi întoarce, nu știu ce pericole mă așteaptă în călătorie. De multe ori se făceau acte teroriste prin Moscova și am văzut mâna Domnului cum ne-a ferit. Am stat la gara asta, trebuiam să urcăm cu metrou la altă gară și numai am parcurs 3 stații de metro și a fost actul terorist acolo unde noi am fost 10 minute în urmă. Am putut ca să fim noi acolo, dar Domnul ne-a ferit și ne-a dus mai departe. Am văzut mâna Domnului. Da, mulțumesc. Și aici vedem că suntem ca cărbune arse. Știi asta, imaginea asta. Când ei sunt separate, sting foarte repede. Dar când sunt strâns împreună, fac foc și este greu să destinzi. Și e frumos când avem grijă unul de altul și facem sacrificări pentru alții ca un corp. Da, mulțumesc. Vă încurajez numai, fraților, să prețuiți adunările în care le aveți, să prețuiți frații pe care îi aveți alături de voi, fiindcă sunt suflete departe de noi, care sunt singuratice, care sunt numai unul, care strigă după mila și ajutorul Domnului și au nevoie de rugăciunile noastre. Mulțumim. Acum vreau să invit sora Cristina. Dacă poți să faci introducere, cum te cheamă, din unde ești. Pacea Domnului, dragi frați, surori, eu sunt de la nordul Republicii Moldova și mă numesc Blându Cristina. Da, și tu ești o persoană, cred că nu e nicio secret, între cei ce a hotărât să consecrez și veți fi botezat poi mâine. Da, mulțumim Domnului pentru așa binecuvântare. Da, mă bucur când am auzit asta și vreau să întreb, cum ai ajuns la hotărârea asta? Aici este o poveste lungă, dar o să încerc să un pic cam să o scurtez prin binecuvântarea Domnului. Am avut multe probe în familie și încercări. După moartea mamei am fost un pic la dubii cu privire la consacrare, aveam niște gânduri, dar eram la minus și plus. Și mulțumesc Domnului pentru că mi-a deschis calea să vorbesc cu o surioară foarte dragă și mi-a arătat drumul și mi-a luminat pentru că se pot. Și după asta am avut încă o experiență cu consacrare. Și erau 4 tipuri de consacrați, persoane care de la început, care încă nu sunt consacrați, care sunt consacrați și aștept botezul, și niște persoane care au 14 ani în consacrare și alți care au o viață. Și eu m-am întrebat, eu în ce categorie îs? Și Domnul m-a ajutat să meditez, să învăț experiența și să mă pot preda Domnului pe deplin și vreau să-L urmez până la sfârșitul vieții. Da, și ai ceva exemplu de
contribuție fiecarei încheieturi, ceva frate? Da, sunt frați și surori care m-au ajutat în creșterea spirituală și îi mulțumesc Domnului pentru așa minunați frați și așa o binecuvântare cerească pe care mi-a dat. N-am visat la așa mare bucurie. Și ai zis despre frate care mai a fost de ajutor, ca tu ai înțeles ce înseamnă pas de consecrări. Da, și cred că și asta e un exemplu. Da, da, și atunci frate a ajutat pe familie sorei care a murit, mamei tale. Și în rezultat toți am câștigat mai o sora și tu ai câștigat 100 de familie. Da, majoritatea, o bucurie mare de frați. Mulțumim Domnului pentru așa bogăție cerească. Da, și ai speranța pentru viața mai abundantă pe nivel mai spiritual. Nivel spiritual, da. Da, și eu vreau, îți doresc binecuvântarea lui Tatăl Ceresc, ca vezi călăuzirea lui în viața ta, ca să dezvoltești caracterul, rămâi credincioasă la moarte și veți avea partea în înviere întâia. Și eu aș vrea să vă spun și vouă asemenea, mult înțelepciune cerească Domnul să vă dăie și întotdeauna să vă ocrotească și să vă păzească pe orice cale v-ați duce. Domnul să fie cu voi, dragi frați și surori. Mulțumim. Și mai schimbăm traducător, dacă puteți. Că mai vorbim în engleză, avem două persoane. So now I invite brother Guna. Okay, I see the brother is coming. We'll speak English now. So, brother Guna, could you introduce yourself? Like, Frate Guna, poți să te prezinți? And what's your name? Where are you from? Care este numele tău? De unde ești? Din ce adunare faci parte? Grace to you and peace from God. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. My name is Guna. Mă numesc Guna. Sunt originar din India, dar locuiesc în Italia de mai mult de 20 de ani. Cum de locuiești în Italia? Actually, from India I came to work in Italy. Am venit să lucrez în Italia, din India. I am searching in Google Italian Bible student, but I am not able to find. So 2 years ago, I mean, cu 2 ani în urmă, în 2022, Poland Convention. Am venit la Convenția din Polonia Internațională, pentru că suntem doar doi acolo, eu și soția mea. Scrie și aici că venim din Italia. Dar mai sunt frați din Moldova și din România acolo, care sunt în Italia și au venit aici la Convenție și m-au apucat. Și m-au întrebat din Italia. Nu știam că sunt frați în Italia. M-am străduit să-i găsesc pe internet, dar nu i-am găsit, dar apoi m-am bucurat când am aflat că sunt și alți frați în Italia și nu eram numai noi doi. Deci, ca de obicei, vreau să-i mulțumesc Tatălui Ceresc și Domnului Iisus că ne-a dat această oportunitate minunată să ne întâlnim în Polonia. De multe ori am încercat să vin aici. Eu lucrez în hotel și mereu este ocupat și nu prea pot să vin, dar mi-am schimbat cu ajutorul Domnului jobul. Lucrez într-o fabrică, deci
Deci fabricile se închid în luna august în Italia și prin harul lui Dumnezeu pot să fiu aici să-i întâlnesc pe frați și hrana spirituală care este aici. Și mă simt foarte fericit și bucuros aici între frați și mulțumesc Domnului. Deci a fost greu să-ți imaginezi ce binecuvântare mare va fi aici, la convenție. În 2003 am venit în Italia. Nu era o tehnologie cum este acum. Deci, practically that internet to go to internet and church and seeing this. After that slowly when I came to Poland convention for venit me, la convenția din Polonia a devenit o mare binecuvântare pentru mine. M-am întors în Italia și apoi l-am întâlnit imediat pe fratele Vittorio Bruno și pe sora Alda. Sunt foarte fericit și comunic în fiecare săptămână cu ei și avem adunare și studiile biblice. Studiem din Matei și marți și duminică volumul 6. Deci, m-a ajutat și pe mine și pe frații din India care vin. Really it's given more strength me to serve our Lord. M-a ajutat foarte mult să mă apropiu de Domnul. Yes, every day deci pot să particip la adunări chiar dacă e diferența de timp și în Italia și pe Zoom cu cei din India. Da, este o mare binecuvântare pentru noi. Four times we are attending Italian meeting. And how does your Sunday look like, just in short? Cum arată duminica pentru tine? Este minunată. Pentru ne trezim dimineața de vreme. Mergem la adunare. Apoi la 10 începem studiul despre tabernacol. Și apoi la ora 3:30 alta adunare și apoi la ora 8 seara studiem din 6. I got great blessing. I thanks to God. Deci din convenția asta am obținut o mare binecuvântare. Deci am înțeles că duminica faci mai mult încă, faci muncă de mărturie. Da, și sâmbătă mergem, nu numai duminică, să dăm pliante. Mergem în parcuri, la supermarketuri, lângă supermarketuri. Deci, împărtășim despre răscumpărare, planul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și mulți acceptă aceste pliante, mulți nu acceptă, dar cu cei care acceptă începem să discutăm adevărul. Și ne simțim foarte bucuroși când cineva acceptă. Încă o întrebare, ce sfat ai pentru cei care n-au mai făcut lucrare de mărturie și vor să dea un pliant? Nu să ne fie rușine pentru serviciul lui Dumnezeu. Pentru că about the Father. How we are following to Jesus Christ, we must follow Christ. Trebuie să-L urmăm pe Hristos. Nu trebuie să ne fie rușine să spunem adevărul la nimeni. Chiar dacă
în limbă diferită. Dar trebuie să spunem adevărul. Avem și o scriptură. Evrei 13, 24 și 25. And all the saints, they of soul, spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Mulțumim Tatălui Ceresc și Domnului Iisus Hristos că ne-a dat oportunitatea să venim aici și să mâncăm mâncare spirituală. Mulțumim. Fratele coordonator, încă un pic de răbdare ca să mai avem încă un interviu. Mai durează puțin. E ok să mai așteptăm încă câteva minute ca să mai avem un interviu. Îl invit pe fratele David Rice atunci pentru ultimul interviu. Te-am văzut astăzi la masa rotundă, dar te rugăm să te mai introduci. Fratele David Rice din San Diego, California, de la distanță lungă. Am ceva întrebări pentru tine. Mi-ar plăcea să ne referim la ce discutam noi într-o conversație privată, pentru că m-ai surprins. Ai spus că trebuie să faci mai mult, ceva mai mult, dar n-ai spus că trebuie să studiezi mai mult, dar știm că trebuie să... Te referi la muncă de mărturie, că vrei să faci mai mult, mai multă muncă. Și să ne spui mai mult despre asta și în ce mod... Toată lumea știe că împărăția vine în curând. Frații au opinii diferite când va putea să fie, dar ea vine curând, știm asta. Și astfel, ultima oportunitate ca să împărtășim adevărul, cel puțin în zona noastră, este acum. Acum 10 ani, mă gândesc, nu mi-amintesc exact, frații din San Diego s-au decis să avem un program de televiziune și stațiile de la televizor am introdus acolo niște emisiuni, dar am crezut că nu prea se mai uită lumea, dar recent câțiva oameni s-au uitat la mine și mi-au spus ești tu cel de la televizor? Și am fost foarte surprins. Nu am crezut că e cazul. Se pare că acele casete încă se mai dau la televizor. Și se pare că n-am fost atât de zelos pentru mărturie cât ar trebui să fiu și îmi doresc să fiu mai zelos, să fac mai mult din lucrarea asta. Mulți mi-au spus aici la convenție despre posibilități cu tehnologia și abia aștept să văd ce opțiuni sunt. Și sunt, și știu și frații în America care sunt foarte activi. Și știți și de frații de la Christian Questions, Rick Suraci și Jonathan Benson. Deci astfel de lucrare are un impact. Dar cu atât mai mult cum se apropie împărăția. Deci, mesajul lui Dumnezeu va fi de impact. Dar eu vreau să caut oportunități și să fiu deschis. Da, ce ai spus îmi amintește despre ultimii ani în care fratele Russell a fost un efort mare să se producă și să se arate la oameni fotodrama creației. A fost un efort foarte mare. A fost în ultimul an, când au început, în ultimii 3 ani înainte să moară, au împărtășit. Și frații au vrut să facă lucrarea asta de mărturie. Ca să se facă pe gratis.
Your sentence about your wish to preach more reminded me this. Deci, ceea ce ai spus mi-a amintit despre asta. Încă o întrebare. How do you balance all your obligations regarding? Cum îți găsești un echilibru între toate obligațiile tale? Familie, viața personală, studiu, adunare. Cum găsești un echilibru ca să nu neglijezi niciunul din acestea? În primul rând, sunt pensionar, da, am o familie, nu mai o persoană, e soția mea. Soția mea se ocupă de foarte multe lucruri pentru mine, deci am foarte mult timp liber să mă... Dar când ai timp mult liber și poți să-l folosești în multe lucruri și astfel timpul se reduce puțin. Avem pe Zoom foarte multe adunări cu Africa și asta crește foarte mult. Sunt mulți frați implicați în frații cu Africa pe Zoom. Trebuie să folosim timpul eficient și să vedem și cum alți frați pot să contribuie. E o întrebare mare, nu am un răspuns corect, dar am încercat. Da, deci soția ta se ocupă de multe lucruri și te ajută. Deci te ajută, te sprijină în ceea ce faci. Mulțumesc foarte mult. Sper că ne-a ajutat, că te cunoaște pe frați mai bine și predau adunarea coordonatorului. Da, mulțumim, frate Cucaș, pentru serviciul tău. Mulțumim fraților pentru mărturiile lor. Iată, cred că am putut din nou să ne îmbogățim, am putut din nou să luăm învățătură, am putut din nou să vedem că lucrul care este de făcut trebuie făcut azi. De aceea să fim foarte atenți la ocaziile care vin, pentru că o ocazie care este astăzi, poate mâine nu ne mai întâlnim cu ea. Mulțumim Domnului pentru această zi. Timpul este înaintat, așa că ne vom duce spre finalul acestei zile. Cântarea va fi 19 din cărțile internaționale, iar după cântare, fratele Mihai Sălăjan este rugat să vină pentru rugăciune. Un anunț scurt, imediat cum se termină programul cu cântare și rugăciune. Cei care se deplasează cu autobusele sunt rugați să se grăbească puțin, întrucât autobusele vor fi afară și îi vor aștepta, datorită faptului că un pic s-a decalat programul, deci să se grăbească după terminarea adunării. Mulțumesc! Frate Rudi, te rog, cântarea... Lucruri mari se spun de tine, cetatea lui Dumnezeu. Cel ce cuvântul în sine te-a făcut lăcașul său.
pe stânca vârstelor zidit, nimic nu te va cliti. Cu zidul salvă ringrădit, iar dușmanii-ți vor pieri. Clădi pe această temelie, te vei scula mărire, te vei numi mântuire, porțile tale laudă. În tine ce răscumpărați vor umbla în bucurie. Și de suferință scăpat vor cânta veselie. Nu dispera cu așa aspect ce-ndeamnă la credință, deși acum ai trist aspect, ești înspre biruință. Nu privi cele trecute, căci n-au nicio valoare. Nădejdea inima umple ca mirtul în splendoare. Te Mihai, te rog să vii să ne conduci în rugăciune, ne vom ridica în picioare. Tată preiubit și preasfânt din ceruri, noi copilașii tăi, în numele Domnului nostru Iisus venim, dorim să-ți mulțumim în primul rând pentru iubirea ta cea mare, că pe cel pe care l-ai iubit mai mult, pe Fiul tău, l-ai trimis să ne salveze din păcat și moarte. Îți mulțumim pentru lumina cuvântului tău, îți mulțumim pentru minunatul privilegiu de a participa la această convenție, îți mulțumim pentru ziua de azi. Te rugăm, o bună Tată, ajută-ne ca aceea ce am învățat să putem să aplicăm în viețile noastre, să putem să creștem în iubire. Îți mulțumim că mai multe daruri ne dai decât noi putem să știm. Te rugăm foarte frumos să binecuvântezi pe toți copiii tăi, să binecuvântezi Israelul spiritual, Israelul pământesc și așteptăm ca împărăția ta să aducă mânghiere întregii lumii. În numele Domnului Iisus te rugăm și îți mulțumim pentru toate și voința ta se facă în toate, din veșnicii în veșnicii. Amin. Amin. Vă doresc o noapte liniștită, Domnul să fie cu voi și mâine dimineață să nu uitați că programul începe la ora 9.